copiii au revenit luni la școală după vacanța de vară pentru primul semestru al anului școlar 2016-2017. Noul an școlar va avea 35 de săptămâni, desfășurându-se între 12 septembrie 2016 și 16 iunie 2017. Vacanța de iarnă începe în 24 decembrie 2016 și va avea 2 săptămâni. Tot 2 săptămâni au fost rezervate și pentru vacanța de primăvară, perioadă în care Ministerul Educației a dispus organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare. O noutate apare și la desfășurarea programului Școala Altfel, unitățile școlare având posibilitatea de a alege în anumite limite când vor să desfășoare cele 5 zile de activități. Anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri, însumând 169 de zile lucrătoare, și se structurează în 2 semestre. Semestrul întâi, 12 septembrie 2016, 3 februarie 2017, 9 săptămâni de cursuri. Semestrul al doilea, 13 februarie 2017, 16 iunie 2017, 16 săptămâni de cursuri. Semestrul întâi, cursuri luni, 12 septembrie, vineri 23 decembrie, vacanța pentru copiii de la grădiniță și din clasele pregătitoare a 4-a, 29 octombrie, 6 noiembrie 2016, vacanța de iarnă, sâmbătă 24 decembrie 2016, duminică 8 ianuarie 2017. Cursuri luni 9 ianuarie 2017, vineri 3 februarie 2017. Vacanța intersemestrială, sâmbătă, 4 februarie 2017, duminică, 12 februarie 2017. În semestrul al doilea, cursurile încep luni, 13 februarie 2017, până vineri, 14 aprilie 2017. Vacanța de primăvară, miercuri, 19 aprilie 2017, duminică, 30 aprilie 2017. Cursurile vor fi reluate marți, 2 mai 2017, până vineri, 16 iunie 2017. Vacanța de vară, sâmbătă, 17 iunie 2017, duminică, 10 septembrie 2017. Tezele, lucrările semestriale se susțin la finalul semestrelor după parcurgerea programei școlare cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalul semestrului. Clasele a 8-a și a 12-a fac excepție de la această structură anului școlar 2016-2017. La clasele a 12-a, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri, iar 3 săptămâni sunt dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat. Cursurile claselor terminale din învățământul liceal se încheie în data de 26 mai 2017. Prima sesiune a examenului de bacalaureat din 2017 se va încheia pe 24 iulie cu afișarea rezultatelor finale, în timp ce a doua sesiune a bacalaureatului va începe pe data de 21 august, 21 august, 6 septembrie. La clasa a 8-a, anul școlar are 34 de săptămâni de cursuri, iar o săptămână este dedicată desfășurării evaluării naționale. Cursurile claselor a 8-a se încheie în data de 9 iunie 2017. Noutățile anului școlar 2016-2017 a fost aprobat în premieră statutul elevului. Se acordă manuale gratuite pentru elevii claselor a 11-a și a 12-a. Este decontată integral naveta elevilor, iar ministerul promite revizuirea cadrului legal privind combaterea segregării școlare și se urmărește dezvoltarea învățământului profesional dual. 10 de boboci însoțiți de părinți, bunici și frați au ajuns la prima oră în prima zi de școală în Parcul Central Carol Schröter de la Petroșani. Acolo a avut loc festivitatea de deschidere a noului an școlar. Alături de profesori, reprezentanți instituțiilor care se ocupă de paza și protecția elevilor, dar și de cei din Inspectoratul Școlar Județean. Emoțiile au fost vizibile, mai ales la cei care pășesc în clasa pregătitoare, ori la cei ce ajung să fie în clasa întâi. Dar nici cei de la liceu, bobocii nu au fost neglijați. E un moment deosebit pentru întreaga comunitate, începe noul an școlar și vă mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți prezenți astăzi aici, în Parcul Carol Schröter, pentru a sărbători, dacă vreți, împreună acest eveniment important, repet, pentru întreaga noastră comunitate. Încă o dată vreau să-i felicit pe părinți și pe bunici pentru grija pe care o au pentru copii și pentru modul în care reușesc să îi crească și să-i educe în fiecare zi. La fel le mulțumesc profesorilor și doamnelor profesoare pentru pasiunea și pentru devotamentul pe care l-au în această misiune deosebită
și anume aceea de a modela caractere și de a modela, dacă vreți, oameni destoinici și oameni buni pentru comunitatea și pentru țara noastră. Am spus de fiecare dată, o comunitate sau o societate fără educație și fără credință nu poate avea nici trecut, nici prezent, nici viitor. Școala este locul în care tânăra generație se formează, iar pentru ca toți să primească același mesaj, în parc au ajuns și reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean. Fiecare început de an școlar este pentru noi toți un moment de bilanț, dar și un moment de speranță. Un moment de bilanț deoarece analizăm rezultatele obținute la olimpiadele, la concursurile școlare, la examenele pe care copiii din județul Hunedoara le-au în fiecare an. Și pentru această ocazie vreau să-i felicit, dar și ne facem speranțe, ne punem sufletul și gândul în speranța că în anul școlar 2016-2017 rezultatele vor fi mult mai bune. Dragi elevi, fără voi, care reprezentați de fapt școala românească, rolul nostru al dascărilor nu există. Vă sfătuiesc să învățați, să vă concentrați atenția cu cinste, responsabilitate și să aveți rezultate cât mai bune, pentru că voi nu vă pregătiți doar pentru examene. Voi, de fapt, vă pregătiți pentru viață și pentru provocările pe care viața o să vi le scoată în cale. Siguranța copiilor este o prioritate și despre acest lucru în prima zi de școală a ținut să le vorbească atât reprezentantul poliției cât și cel al jandarmeriei, pentru că ambele instituții au responsabilitatea de a garanta dreptul la liniștea copiilor noștri. Această zi ne oferă nouă celor cu uniforma bleu-marin prilejul cel mai potrivit de a vă asigura că poliția română este alături de voi, în slujba dumneavoastră, gata să intervină ori de câte ori va fi nevoie. Începe un nou an școlar împreună, polițiști, profesori, părinți, elevi, în care vă garantăm sprijinul nostru în rezolvarea problemelor cu care vă confruntați. Dragi elevi, suntem aici pentru voi, pentru a vă proteja și a vă ajuta de fiecare dată când ne veți solicita, iar împreună vom găsi cele mai bune soluții. Prevenirea faptelor antisociale de către personalul jandarmeriei române este prioritar și reprezintă ansamblul activităților organizate și desfășurate de personalul instituției noastre în vederea identificării și înlăturării posibilelor cauze sau situații de natură a genera sau favoriza săvârșirea de fapte cu caracter penal sau contravențional. De asemenea, pentru prevenirea evenimentelor negative și pentru evitarea comportamentelor cu risc victimal sau infracțional, jandarmii vor organiza pentru elevi activități preventive educative. Dorim să instruim copiii de mic în cunoașterea drepturilor și de asemenea să apeleze cu încredere la organele statului atunci când sunt amenințate sau agresate de cineva. Obiectivul general al prevenirii faptelor antisociale este de a promova și dezvolta instrumente și metode teoretice necesare creșterii gradului de ordine și siguranță publică. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Tata este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Copiii au primit și binecuvântarea preotului, dar au participat și la premiera celui mai bun absolvent al liceului Dimitrie Leonida, cel care a primit un laptop cadou pentru rezultatele sale. Mulțumim reprezentanților acestei asociații, familiei Lupu Dima, pentru faptul că în ultimii ani au premiat elevii cu rezultatele cele mai bune la bacalaureat și șefii de promoție. În acest an școlar, rezultatul cel mai bun la examenul de bacalaureat la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Petroșan l-a obținut elevul, absolventul Marghioala Alexandru Daniel. Vreau să mulțumesc în primul rând pentru invitația făcută.
Vreau să mulțumesc persoanelor care m-au ajutat și susținut și mai ales părinților mei pentru toată susținerea acordată și care mi-o acordă și în continuare, pentru tot ajutorul și iubirea care mi-o acordă și pe care iubesc foarte mult. Vă mulțumesc! Preasfințitul Părinte Gurie, episcopul de vei și al Hunedoarei, a săvârșit vineri 9 septembrie o slujbă de sfințire a secției de cardiologie a Spitalului Județean de Urgență Deva. Cu această ocazie a fost inaugurat și un nou echipament de testare la efort și un EKG de ultimă generație, ce vor fi folosite în cadrul acestei secții. Aparatele au fost donate de Episcopia de vei și Hunedoarei spre folosul pacienților ce vor avea nevoie de utilizarea acestora. Doresc să felicit în mod special cadrele medicale de aici, de la secția de cardiologie și, de fapt, din întreg sistemul medical, pentru că luptă cu timp și fără timp pentru a împlini lucrarea lui Dumnezeu. Cadrele medicale, medicii, asistentele și toți cei care se preocupă de sănătatea noastră, de sănătatea oamenilor, sunt în slujba lui Dumnezeu. Sunt prelungirea mâinilor lui Dumnezeu. Dar e nevoie întotdeauna să nu uite lucrul acesta. Că sunt oameni pregătiți pentru a face această lucrare, dar la această pregătire, la această lucrare, trebuie să cheme întotdeauna ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Omul, când lucrează cu Dumnezeu, sporește în ceea ce are de făcut și se vede darul și ajutorul lui Dumnezeu în fiecare gest, în fiecare lucrare. Personalul medical din cadrul secției de cardiologie a fost surprins de surpriza făcută de Episcopia de Vei și Hunedoarei. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și Consiliul Episcopiei, în numele meu, dar și al colectivului de la cardiologie, precum și a viitorilor pacienți pentru acest act de generozitate creștină care vine să rezolvă o problemă veche, aș îndrăzi să spun istorică, a cardiologiei de vene. Testarea la efort este o metodă indispensabilă pentru diagnosticul de cardiopatie ischemică, o afecțiune cu incidență foarte mare, în creștere, dar și cu suferințe mari pentru pacient. Cardiologia, în acest moment, la nivel mondial, nu mai este o ramură internistică. Este o ramură intervențională. Este o ramură care folosește niște proceduri speciale cu impact extraordinar asupra mortalității și morbidității. Noi vrem să credem că suntem la începutul unui drum și vrem să credem că acesta este semnul, această donație pe care dumneavoastră ați făcut-o, este piatra de temelie pentru un demers în care spitalul nostru, peste aproximativ 80 ani, să devină un punct pe harta cardiologiei intervenționale din România. Această acțiune se înscrie într-o preocupare permanentă a Episcopiei de Vei și Hunedoarei de a sprijini unitățile sanitare din cuprinsul eparhiei, ea venind în continuare acțiunilor social-filantropice desfășurate în secțiile de pediatrie, de ortopedie și ATI ale Spitalului Județean de Urgență Deva. Aproape 10.000 de oameni au participat duminică la sărbările naționale de la Țebea organizate în memoria lui Avram Iancu, omagiat la împlinirea 144 de ani de la moartea sa. Sărbările naționale de la Țebea au început potrivit tradiției cu defilarea gărzii de onoare. Acțiunile au continuat cu o slujbă de pomenire a lui Avram Iancu, conducătorul revoluționarilor români din Transilvania secolului al XIX-lea. Apoi, timp de o oră, la mormântul lui Avram Iancu au fost depuse 10 de coroane de flori din partea conducerilor unor ministere, instituții și partide politice. Printre cei aproape 10.000 de oameni veniți la Țevea s-au numărat Traian Băsescu, Alina Gorghiu, Vasile Blaga, Liviu Dragnea, Ecaterina Andronescu, Traian Igaș, Gheorghe Funar și Marian Munteanu. Și mai ales în aceste momente, când lumea e în fierbere, când în jurul nostru lucrurile sunt din ce în ce mai complicate și într-o continuă schimbare, avem nevoie de unitate națională, de patriotism și chiar de românism. Ca de fiecare dată aducem omagiu venit pe rolul nostru. Suntem în părțile astea și
toți românii să aibă un zi bună și mereu să fie fericiți. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a fost prezent la Țebea. Acesta a ținut să ude gorunul pe care l-a plantat în urmă cu 10 ani lângă gorunul lui Horea, arborele monument din Țebea. Acum nu mai are el nevoie de apă, că îi dă ploaia, dar simbolic. Domnul președinte, trăiesc că trăiește pomul ăsta. Da, Dumnezeu! Ajută, președinte! Câți ani are? 10 ani. Da, uite că aproape l-a ajuns în înălțime pe ăsta. Mai are un pic. Știe distanță. Nu în grosime. Cum vă simțiți la Țebea, noua postură? Mă simt bine, relaxat. Mai bine decât când eram președinte. Dar spuneți-mi, cum comentați faptul că Iohannis nu a fost așa? Nici eu n-am venit de fiecare dată. Au fost momente când am avut treabă și n-am putut să vin. La eveniment au participat și lideri politici din județul Hunedoara. Faptul că astăzi sunt mii de oameni la Țebea, înseamnă că îl recunosc ei și nu trebuie nicio lege pentru asemenea eveniment. Da, da. Eroii nu se impun. Eroii se nasc, trăiesc, au o activitate care îl face să fie nemuritor. Și noi astăzi dovedim faptul că Abraham Iancu a fost, este și pentru noi va fi eroul nostru național. După încheierea ceremonialurilor din cimitirul de la Țebea, dealurile și câmpia din jurul bisericii au fost ocupate treptat de turiști. De 3 ani vin în fiecare an. Și ce e cel mai important lucru aici pe care remarcați dumneavoastră? În primul rând, tarabele, întâlnirea populației cu candidații, adică cu partidele politice, aici în primul rând. Deci veniți să vedeți și politicieni. Da, sigur că da, sigur că da. Ce v-a plăcut cel mai mult? Toate, din tot, tot mi-a plăcut. Spuneți așa, ce anume, tarabele, slujba? Tarabele, slujba, așa slujba mi-a plăcut foarte bine. Despre vremea cu ce ne puteți spune? Nu sunt de aici așa, dar ce să vă spun, de la Focșani. Ați venit tocmai pentru această sărbătoare? Da, da, da. De ce? Mi-a plăcut și a mai fost. Acțiunile dedicate lui Avram Iancu au continuat cu un deosebit spectacol folcloric. Copreședintele PNL a vorbit la Deva despre pericolul adoptării în prag de alegeri a unor legi populiste care pot da peste cap economia. Alina Gorghiu a adus în discuție câteva schimbări din educație, modificările fiscale la care lucrează specialiștii partidului și reformarea sistemului de pensii. În plan local, copreședintele PNL lasă listele parlamentare în seama organizației județene, dar s-a arătat interesată să-l înfieze politic pe Bogdan Țâmpău dacă nu-și găsește loc în Hunedoara. Este un moment important pentru cei care făceau naveta și aveau acele abonamente de transport, elevii care nu reușeau să-și acopere din banii familiei abonamentele de transport. Este o veste foarte bună că acestea sunt acoperite, decontate de fapt integral de statul român. Vă aduc aminte că prin generozitatea sa, guvernul Ponta a plafonat aceste deconturi în mandatul domniei sale. Programul Cornul și Laptele este un program care de foarte multă vreme trebuia să fie scos la pensie, eliminat de executiv, pentru că era un program care înseamnă risipă de la bugetul public, un program care nu-și mai producea de foarte multă vreme efectele pe care legiuitorul și le dorea. Însă, în acest moment, acest proiect Masă la Școală cred că va face diferența inclusiv în cifre, vom putea calcula impactul în ceea ce privește abandonul școlar. Cred că mulți elevi vor alege să meargă la școală în loc să renunțe la cursuri, chiar și pentru acest lucru vorbesc de zonele defavorizate. Copreședintele PNL a reamintit că specialiștii partidului lucrează la ultimele ajustări ale programului de guvernare. Este pe ultima sută de metri finalizarea acestui proiect, însă
ideea principală pe care, sau una din ideile principale pe care Partidul Național Liberal va merge în discuția despre fiscalitate, este aceea care privește creșterea atractivității economice, economiei românești, potențialul de dezvoltare al antreprenorului român și mai ales scăderea fiscalității de muncă, astfel încât dezvoltarea economică să se simtă în buzunarele românilor. Și să știți că există o concluzie pe care executivul din România nu o spune niciodată. Însă, noi trebuie să o spunem ca să știm ce avem de făcut. Colectarea la bugetul de stat este proastă. Avem obligația ca viitor guvern al acestei țări să îmbunătățim colectarea veniturilor la bugetul de stat. Copreședintele PNL a anunțat că îl va reclama pe directorul Casei Județene de Pensii Hunedoara, ministrului Muncii. Aș fi eu în culpă dacă n-aș atrage atenția că cineva care lucrează ca șef în Casa Județeană de Pensii folosește toată structura Casei de Pensii ca să-și facă campanie electorală în instituția statului. Rămâne ca ministrul Muncii să facă verificări și să vadă dacă este așa sau nu, dar eu am obligația să atrag atenția. Pentru că dacă vorbim de abuzuri și dacă vorbim de folosirea banului public în interes personal, eu cred că asta se întâmplă la dumneavoastră cu acest director. Alina Gorghiu a confirmat că ordinea pe listele electorale pentru parlamentare va rămâne la votul filialei județene, iar dacă organizația nu are nevoie de Bogdan Țâmpău, îl va lua în echipa de la București. Cristian Răsmeriță, proaspăt ales primar la Lupeni, are timp până la finele acestei săptămâni să spună dacă mai vrea primar sau dacă va candida la parlamentare în decembrie. Declarația îi aparține lui Liviu Dragnea, care a venit la Țebea și a vorbit despre alegerile de la finele acestui an, care sunt extrem de importante pentru următorii ani. Anii următori vor fi foarte importanți pentru acest județ. În programul nostru de guvernare va fi o componentă clară, bine definită, pe care o vom prezenta în lunile care sunt până la alegeri. Și din acest motiv eu i-am cerut lui Laurențiu Nistor, îi cer și acum public, și colegului nostru Răzmeriță, să se gândească bine dacă nu ar trebui să revină în Parlament. Eu am nevoie de ea acolo. Echipa din Hunedoara de parlamentari și puțin parlamentarii noștri, mă simt doamna Hotelă, este echipă bună și sunt niște oportunități de care cred că județul Hunedoara ar trebui să beneficieze și ei acolo în Parlament, pe experiența pe care o, n-ar face decât să împingă lucrurile spre mai bine. Mi-am dat să se gândească în aceste zile și până la sfârșitul săptămânii viitoare să-mi transmită care este decizia lor. Pe de altă parte, Laurențiu Nistor chiar a afirmat că se va gândi la această ofertă lansată de președintele PSD, iar Cristian Răsmeriță nu a comentat prea mult această declarație, însă a recunoscut că este o propunere greu de refuzat. Este o onoare deosebită pentru mine ca om, ca președintele partidului să aibă nevoie de mine. Voi comunica această decizie după ce mă voi consulta cu populația din municipiul Lupeni. Deja am început consultări de la ora 7:30. Primii cu care m-am consultat au fost angajații primăriei Lupeni, după care sunt în oraș și voi începe o serie de dezbateri, dar vă spun cu sinceritate, este foarte onorantă propunerea pe care președintele Dragnea mi-a făcut-o și puneți-vă și dumneavoastră și oricine altcineva în locul meu. Este greu de refuzat o propunere a președintelui partidului. Cristian Răsmeriță spune că mai poartă acum discuții și se consultă cu oamenii din Lupeni, pentru că este foarte încântat și onorat și în postura de primar al Lupeniului. La noapte cerul va fi parțial acoperit de nori și sunt posibile averse în majoritatea zonelor din județ. 11 grade se vor înregistra la Petroșani, Petrila și Uricani, iar la Hațeg vor fi 12 grade Celsius. La Hunedoara, Orăștie, Gioagiu, Simeria și Călan, minima nocturnă va fi de 13 grade, iar la Brad vor fi 14 grade Celsius. Mâine temperaturile mai scad în termometre și sunt posibile furtuni, în special spre după amiază. 20 de grade vor indica termometrele la Petroșani, Petrila și Uricani. La Orăștie, Gioagiu, Hațeg și Brad vor fi maximum 24 de grade, iar la Hunedoara, Simeria și Călan nu vor fi mai mult de 26 de grade Celsius.
În municipiul Deva, la noapte, cerul va fi parțial acoperit de nori și sunt anunțate averse. Mâine, mercurul din termometre va urca până la 26 de grade Celsius. Salon. Frumusețea trezește sufletul la viață. Lorena Beauty Salon.